Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. Tumorile intracraniene reprezintă o acumulare în exces de celule anormale, care se dezvoltă la nivelul creierului sau în vecinătatea acestuia. Diagnosticul tumorilor intracraniene și a oricărei leziuni în care se află în această cutie inextensibilă, care este craniu, cuprinde o grămadă de elemente extrem de complexe. Pe baza unor facilități pe care le avem, tomografie computerizată, RMN, cu toate celelalte facilități ale RMN-ului, RMN simplu, cu contrast, cu diffuse tension imaging, care se văd perfect fibrele, RMN-ul funcțional, în care pacientul stă în RMN, se mișcă mâna dreaptă și se evaluează creierul din partea stângă. Și mai urmează și evaluarea vaselor prin RMN-ul cu angiografie. Toate acest complex, alături de datele clinice, creează un diagnostic. Diagnosticul trebuie să fie complet. Dar în același timp, complet se referă la partea cerebrală, la partea intracraniană, dar urmează și celelalte diagnostice, de aceea diagnosticul trebuie să fie și complex, privind partea oculară, partea auditivă și restul organismului. Trebuie să mergem cu investigații care pătrund în interiorul cutiei craniene. Asta e tomografia computerizată, care explorează mai mult partea osoasă și partea de hemoragie intracraniană și se completează cu RMN-ul cerebral, cu elemente din ce în ce mai complexe, care nu numai că realizează structura interioară a leziunii, ci și structurile cerebrale perilezionale și mai ales și vasele cerebrale din apropiere și din general la distanță față de leziunea intracraniană. Dacă gândim, și normal să gândim, următorul pas pe intervenție neurochirurgicală, explorăm mai mult partea lezională și introducem și procedeul de neuronavigație ca să știm în operație unde ne aflăm, în ce punct al tumorii, cât s-a scos din leziune, cât de aproape este de vasă și cât de mult afectează structura nobilă care este creierul uman. Printre simptomele acestor tipuri de tumori se numără durerile de cap, creșterea presiunii intracraniene, vărsăturile, depresia, tulburările de memorie. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.